ce promovăm noi în 24 de ani, în care nu am avut niciun accident. Ne-au trecut prin mâini undeva în jur de 40.000 de tineri, la fel ca voi astăzi, și nu am avut niciun accident. Consider și cred că ne-am făcut până acum treaba așa cum a trebuit. Sunteți foarte mulți veniți pentru prima oară cu noi. Noi avem niște reguli, da? Cei care v-au adus trebuia să vă explice, bă, ăia sunt așa, 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 adică trebuia să știți unde veniți, da? Noi am venit aici și încercăm să îmbinăm utilul cu plăcutul, cu plimbarea, cu ascensiunea, cu nebunie, cu toate cele, să iasă ceva mișto. Și distracție să fie și un pic de așa, ca să fie toată lumea mulțumită. Mâine dimineață avem bucată de creastă atâta. Râpă în dreapta 400 de metri, râpă în stânga 500 de metri. Dacă există persoane carbonizate care vin amețite pe acolo, nu e ok. Ceea ce facem noi nu prea se pupă cu consumul de alcool. Nu stă nimeni să numere de ce ai băut bere, de ce nu știu ce, de ce ai desfăcut sticla. Dar trebuie să înțelegeți că nu sunt compatibile. Mâine când ne întoarcem, facem petrecere aici, rupem dușumeaua de cât o să dansăm și o să ne distrăm. Dar mâine. Astăzi așa ușurel, finuț, în limita bunului simț. Altfel nu facem nimic. Nici distracție, nici aia, nici aia, nici aia. Da? Deci trebuie să încercați să înțelegeți conceptul și ce vrem noi să facem. Mâine dimineață avem de la cabana de aici două opțiuni. Vârful Negoiu, undeva pe partea aia este undeva sus, da? Iar direct în fața cabanei este o culme, vârful Șerbota, vârful Negoiu. Traversez foarte multe zone de avalanșă, extrem de multe până acolo. Pe toată panta, o să vedeți mâine când se luminează, o să vedeți și acolo. Pe toată panta, până în căldare, pericol de avalanșă de vreo 10 ori. Zăpada este proaspăt ninsă, da? Ați văzut jos cam atâta. Proaspăt ninsă de sub gheață. Astăzi toată ziua țurțurii au curs și gheaburile au curs, deci înseamnă că nu e ce trebuie cum trebuie, da? Și, cum zice, este pericol destul de mare, se pot traversa acele zone, dar când mergi cu grup de 80-100 de persoane, e un pic riscant, da? Și trebuie să o faci în limita măsurilor de siguranță. Important e nu să te duci, important e să te întorci, da? Vârful și muntele va rămâne și peste 2 ani, și peste 5, și peste 10, și anul viitor, și vara următoare, tot acolo le veți găsi, da? Deci scopul nostru este să ne întoarcem sănătoși și înapoi. Sunt unii care sunt un pic mai experimentați, da? O să le cer să ne ajute mâine, dar nu să ne bage bețe în roate, că știi, eu merg repede, că voi mergeți în ce și eu vreau să mă întorc, am văzut eu că știu eu că tu stai... Frate, ăștia suntem. Încercăm să facem o chestie de coeziune, da? Să-i ajutăm și pe cei care poate n-au visat în viața lor că vor ajunge la Cucubau acolo. Este o mare realizare pentru ei. Pentru unii dintre voi poate nu înseamnă nimic, dar pentru ei înseamnă. Și noi suntem un grup, un grup compact, da? Și avem vârful Șerbota, care este aici în față. Este un pic mai tehnic, aș putea spune, decât vârful Negoiu, dar mai puțin riscant. Zăpada va fi destul de mare, adică mâine, după ce o să ieșim din zona asta, va fi undeva până la brâu, cel puțin. Da? Asta înseamnă pericol în continuu, în continuu. Dar e nevoie să fiți un pic disciplinați, să ascultați un pic că facem asta de ne-am săturat de câte ori ne-am dus în sus și în jos, da? Și să ne ajutați mâine la ce avem nevoie să facem, da? Mai ales în ultima porțiune, avem undeva 10 corzi aduse, 7, 8, 10, nu știu câte sunt exact, da? Pe care le vom instala pe principiul șenilei. Adică când a trecut ultimul, strânge-o pe aia și o aducem cumva în față. Adică ne tot rotim și ne tot rotim și le punem. Sunt zone, v-am zis, unde creasta e așa, râpă în dreapta, râpă în stânga. Și treci cu morcovul, cu tot cu vânător. Da? Deci e frumos. Peisajul e ca lumea, adrenalina. Maxim, totul e ok. Foarte mulți dintre voi au acele gheruțe, da? Dispozitivele acelea care se pun pe tălpile bocancilor. Se pun pe tălpile bocancilor pentru a avea o mai bună aderență la
zăpadă înghețată și, și gheață. În unele zone unde merge. Pot exista cazuri în care zăpada este atât de bine înghețată încât este sticlă. Și nu ți intră nici gheruțe și nici colțare. O să vă arăt ce înseamnă și colțare. Deci este un pic hard. Deci mâine vom pleca spre vârful Șerbota. Suntem foarte mulți, foarte mulți care aveți experiență. Și eu zic că dacă ne chinuim și îl facem, vom ajunge liniștiți cu toții acolo. Da? Pentru cei care nu doresc să vină, dimineață rămâneți în paturile dumneavoastră aia care... și nu vor să vină și au alte scopuri. Da? Rămâneți liniștiți. Dacă mai sunt și alte cazuri de oameni care, bă, mie mi-a ajuns, este problema lor, da? Mâine urcăm cu rucsăcel mic, apă, o să vedem dacă luăm ceva senișă sau ce putem lua de, de aici de dimineață. Și mergem, plecăm dimineață și ne vom întoarce undeva după ora 3, jumate, 4, 5, 6, putem veni chiar noaptea, da? Deci frontală să aveți dimineața când plecăm, frontală să vă ajungă înapoi la întoarcere, da? În rucsac să aveți geacă, să aveți un polar în plus, da? Căciulă, mănuși, ochelari de soare. Da? Nu înseamnă că dacă suntem iarnă, te arde soarele pe față de nu te vezi. Și asta ar fi partea frumoasă, dar poți să faci și oftalmie și rămâi un pic rozit, un pic orb așa, adică ca și cum ai avea nisip în ochi. Mult. De la soare, pur și simplu. Ok. Întrebări până aici? Da, legat. O să avem mic dejun aici, cafea, chestii sau... Acum vedem, trezindu-ne foarte devreme, preferabil este să vedem, să discut cu ei, vedem cum, cum ne aranjăm. Dimineața, între 4 și 5, probabil va fi cineva la bar, dacă nu, opțiunea 2, sandwich-uri și la 5 părăsim cabana. Da, vedem cum, cum e ok și pentru ei, da? Teoretic o să fie cineva acolo, da? Da, facem listă în seara asta, cine vrea sandwich-uri, e important să aveți ceva de mâncare la voi, da? Foarte important mâine și ronțăiți ceva înainte de traseu. De ce ronțăiți? Pentru că se întâmplă și la case mari, da? Faci hipocalcemie, adică cădere de calciu, adică ești zmeu, campion balcanic la nu știu ce și deodată plăște, intri în fibrilație. Se întâmplă, am avut cazuri. Campion balcanic la nu știu ce, a căzut pe jos, așa, de trase. Da? De ce? Pentru că nu am mâncat. Mâine consum, te poți duce la 3.000, la 4.000, la 5.000 de calorii. Atât de mult poți consuma mâine. Deci este bine să rămânțezi ceva înainte de plecare. Apa aproximativ 2 litri. Și cam atât. Până aici sunt întrebări? Nu. Ok. Ca și echipament. Avem cea mai lungă coardă, 70 de metri, da? Corzile sunt împărțite și așa sunt lungimi de coardă. O coardă poate să aibă 40, 45, 50, 60, 72, da? Sau mai mult, depinde. Corzile, da? Au aici un autocolant, un abțipil, da? Pe care scrie lungimi.